care avem un mijloc nostru pe colegii din cadrul poliției în America, în Florida. O să las pe Traian să vorbească, pentru că dumnealui intermediază aceste aspecte. Sesiuni care, practic, vizează o pregătire mai asidă, mai accentuată, referitor la aspectele legate de activitățile tactice polițienești. Situația cu care vă și mulțumesc pentru prezență. Sunt aici polițienii, jucători operativi, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Bocoșan și implicit în cadrul celorlalte structuri de ordine siguranță publică din județ, partenere în cadrul activităților specifice care Poliția de Frontieră execută misiuni. Tot a început prezenței lui Traian, care este de aici din zonă și faptul că lucrează în Statele Unite, având o relație bună cu conducerea instituției noastre, au hotărât să începem un program comun de pregătire privind tacticile poliției. A început de foarte mult timp în urmă, dar am încercat să o organizăm, să poată participa toți lucrătorii operativi din județ. Și chiar anul ăsta a ieșit cel mai ok, a fost pus și un anunț mai oficial și am avut acces la sală de la clubul sportiv școlar și au venit din toate structurile din zonă care lucrează în operativ, au fost bineveniți și sunt interesați. Au avut ocazia de curs chiar foarte, foarte profesional. Este un schimb de experiență. Chiar și noi am participat acolo, am făcut o vizită în Statele Unite și am participat acolo alături de ei la ședințelor de pregătire și a fost tot un schimb de experiență. Noi le-am arătat lucrul cu care ne confruntăm și cum procedăm, ei ne-au arătat de asemenea și învățăm unii de la alții. Dăm update la tot ce e nou, de asta ne prinde bine schimbul ăsta de experiență. Vin cu ceva nou, venim noi cu ceva nou, punem cap la cap și iese ceva de actualitate. Tot timpul a să fie ceva nou, o provocare, o chestie care în operativ niciodată nu e la fel. Nimic nu e la fel în teren. Și de asta tot încercăm să găsim o soluție comună. Am spus că este în continuarea a doilea modul făcut în România. Am trecut să au dat diplomii care atestă faptul că s-a absolvit primul modul, acesta este al doilea, diplomele atestă participarea la pregătire, precum și faptul că mulți dintre cei care participă la aceste ședințe vor împărtăși aceste lucruri ce ne învață cu colegii de la comunitățile lor. Trebuie să formăm la rândul nostru cât mai mulți traineri fiecare structură operativă să poată împărtăși mai departe ce învață aici. Și cum a zis Traian, e mai mult de autoapărare în tactică polițienească. Adică noi nu trebuie să pierdem niciodată. Noi trebuie să câștigăm în lupta cu infractorul. De asta trebuie să ne perfecționăm la maxim. I'm a sergeant with the Broward Sheriff's Office. I just want to say that I'm grateful to be here in Romania. Our sheriff, Gregory Tony, allowed us to come here. And since he has starting last year, we've made family with the Romanian people. The law enforcement officers are our brotherhood. We've been treated like family since we've been here. A place that eventually I would like to spend a lot of time. This is an exchange of ideas. This is, we've learned as much from them as they've hopefully learned from us. I'm going to pass the mic to one of the lead instructors, and he'll give his part. Yes, winter is very cold. We're not used to that. South Florida is very hot all the time, so that's a big change for us. The country, beautiful.
The people, amazing. The food, incredible. The hospitality is second to none. And also the attitude with training, right? They're very charismatic. They want to learn. They're very engaged. As an instructor, that's the best I could ask for. Having a group that is truly willing to learn and wants to improve and get better and share ideas, right? Like he said, we learn as much from them as we bring to the table to teach. So it's an exchange of information. It's a bond. It's a brotherhood. It's a friendship. And it's something that we hope to continue over many years.